Bravo, Carlanța! Bălean Mara! Mara, Bălean! Hai, Mara! Hai, Mara! Hai, Diana! Diana! Cred că vine ploaia. Bun! Diana! Schimb grișcalina! Surprizele care le mai avem pentru cei mici. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte în legătură cu evenimentul pe care am organizat astăzi. Ne bucurăm că am avut ocazia să fie alături de noi un reprezentant din partea Asociației Telefonul Copilului. Țin să vă anunț că acest eveniment a fost posibil exclusiv cu ajutorul Asociației Telefonul Copilului din București și vă rugăm aplauze. Ca reprezentant o avem pe doamna domnișoara Dudău Ștefania. Bun. Acest parteneriat, acest eveniment a fost posibil datorită parteneriatului pe care Asociația Telefonul Copilului îl are împreună cu Federația Română de Basket. După cum am mai spus, noi ne bucurăm și suntem mândri că am avut onoarea în acest an de 1 iunie să organizăm la Sighetul Marmației, împreună cu Asociația Telefonul Copilului, să organizăm Cupa Telefonul Copilului. Țin să menționez că am fost una dintre cele 5 locații din țară, alături de Rădăuț, Deși și Arad, unde în acest an s-a desfășurat Cupa Telefonul Copilului. Acest eveniment a fost posibil și datorită parteneriatului pe care Basket Club Eco Sighet îl are cu școala Ioan Mihali de Apșa. Și aici vă rog aplauze pentru domnul profesor Pupi! Și văd că avem și un reprezentant și de la Eco Sighet și un reprezentant de la școala Ioan Mihali de Apșa și îl invităm pe domnul director Vasile Dan și să ne zică două, trei cuvinte. Haideți să-l încurajăm un pic aplauze! Aș vrea să încep în primul rând pentru a adresa tuturor copiilor la mulți ani de 1 iunie, pe ziua lor, și să-i felicit pentru minunata activitate pe care au desfășurat-o astăzi și care cu siguranță va fi una din amintirile plăcute ale copilăriei lor. Îi felicit pe colegii mei care sunt consecvenți în ceea ce privește basket și activități dedicate acestui sport, că le dezvoltă acestor copii minunați spiritul de competiție, spiritul de echipă și spiritul de fair play, care sunt atât de necesare în educația lor. Sper și ei să fie consecvenți cu această minunată preocupare a lor. Și cine știe, peste ani de zile, poate o să urmărim dintre ei basketbaliști de renume la marile echipe de la noi și din cenoștri de peste hotare. Încă o dată, multe, multe felicitări și vreau să-i felicit și pe părinții care astăzi și-au găsit un pic de timp să-i susțină, să-i încurajeze, să-i aplaude. Decenarea babylor pentru fete. Începem cu echipa Alabala Portocala, echipa albă. Ia să vă văd alinia pe unul aici, una lângă cealaltă. Așa. Încolo, 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 așa. Și o să vină domnul Cuchi și o să vă aducă pe rând cadourile. Și mergem acolo înapoi în rând, da? Acolo înapoi în rând. Miruna, zâmbește, că trebuie cadou. Haide! Ne așezăm înapoi în rând, fetelor, fetelor, ne așezăm înapoi în rând, luăm cadou, acolo, acolo, acolo. Urmează echipa albastră!
Hello, hello! Ai, ce-o la linia albă, la linia albă! Bă, bravo! Cum să nu luați mașinuțile băieților? Haideți! Câte una, câte una! Și mergem și ne așezăm înapoi acolo în formație. Carina! Carina, acolo înapoi! Așa! Încă una! Încă una? Încă una, nu mai. Hai, Diana! Bun, fetelor, ne așezăm frumos, iarăși, în formație, în formație și după aia. Urmează echipa roșie! Armata roșie! Eți, aici la linia albă! Aici la linia albă și mergem pe rău! Haide, haide, Ștefan! Echipa verde! Nu, partidul verde, echipa verde. Hai, Freddy, Matei. Să-ți vă luați diplomele, că după ce primiți cadourile, ne strângem toți aici și facem o poză, toată lumea. Bun, și mai avem un premiu special. Ia vă rog, ne așezăm în formație cum am fost la început. Băieții și fetele. Și aplauze pentru speranța basketului sighetean, Mic Tudor. Haide, Tudorel, aici să-ți iei premiu. Haide, repede. Ia să-l vedem. Haide, Tudorel, haide, haide aici. Hai. Hai acolo la domnul Cookie! Hai cu mami! Uite acolo la domnul Cookie! Aplauze pentru Tudor! Ai, ai, ai! Bun, în încheiere, încă o dată vreau să mulțumim împreună și să acordăm câteva aplauze domnișoare Ștefania de la Asociația Telefonul Copilului, care a făcut un sacrificiu enorm să fie astăzi alături de noi. Și aș vrea să-i dau cuvântul să vă zică și dânsa câteva cuvinte. După care o să facem o fotografie de grup. Bună tuturor! Mă bucur foarte mult că am reușit să ajung la Stei și mă bucur că am ales eu să vin aici. Deci și o altă colegă de la noi. Continuăm să fac acest video și... Aplauze și cred că am uitat ceva pentru Basket Club Ecosighet. Upa! Sigur că da! Această cupă este a noastră, a tuturor, a copiilor, a antrenorilor, a părinților, a tuturor celor care fac parte din Ecosighet.